Nebo a aflat că în limbile romanice s-ar putea să existe o nuanță ideologică, dacă titlul s-ar numi o dorință la dreapta. Eu l-am asigurat că nu există, însă așa a făcut, a acceptat să fie titlul și în italiană, și în spaniolă, și în portugheză, și în română. A zis că nu vrea nicio altfel de trimitere și a optat pentru simetria dorințelor. Ioana Petrivean, cea pe care o celebrăm astăzi alături de Școli Nebo, în absenția, desigur, dar va fi prezent în 5 decembrie la București.